Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine! La început de an la Europa FM căutăm să ne uităm la lucrurile bune care să ne alimenteze și mai ales care să alimenteze un viitor mai bun pentru noi toți. Și așa am ajuns la Rompetrol, compania care operează o rețea de 165 de stații în toată România, care deschide 100 de locuri de muncă la nivel național pentru a fi ocupate de tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani care părăsesc sistemul de plasament de stat. Așa am ajuns la o organizație foarte dragă nouă, foarte activă în România, din Prahova. De 30 de ani activă această organizație pe, pe piața noastră oferă uh, un alt fel de tip de ajutor, acel ajutor despre care se vorbește în parabole, în pilde, știi, învață omul cum să pescuiască, astfel încât să reușească să se descurce mai departe, nu-i oferi direct peștele și uh, după aia lasă să se descurce cum o fi pentru următorul pește. Nu știu dacă am rezumat corect ceea ce faceți voi, Diana Certana, acolo la Organizația Umanitară Concordia, dar cred că mă poți tu lămuri. Bun venit la Europa FM! Bine, te-am găsit și mulțumesc frumos de invitație. Ai sumarizat perfect. Noi spunem așa că ne dorim ca tinerii din sistemul de protecție să ajungă să ducă o viață autonomă și independentă. Și cumva, pentru noi, asta este misiunea de a fi de a merge acolo unde nevoia este cea mai mare. Și simțim așa că pentru acești copii care trăiesc în sistemul de protecție. Pasul imediat următor, din păcate, nu este neapărat acoperit de stat foarte bine și atunci Concordia vine într-adevăr cu serviciile acestea de locuire, adică oferim cazare tinerilor care, după 18 ani, părăsesc sistemul de protecție a copilului și n-au o în familie, nu unde să meargă. Și, în al doilea rând, îi ajutăm să-și găsească și un loc de muncă și, cel mai important, să-și și postreze și... Mă bucur ne spus că Rom Petrol este alături de noi. Noi lucrăm deja de 2 ani împreună și uh, proiectul acesta la care ai făcut referire cumva a venit natural ca următor pas în colaborarea noastră. Uh, cel mai mult ne bucurăm pentru că, așa cum știți, avem o școală de meserii, care, într-adevăr, da, e în Prahova. Concordia lucrează în Prahova, Dâmbovița și București. Dar școala noastră de meserie e în Prahova, și acolo formăm bucătari, ospătari, și care pot acum avea acces la pozițiile astea de barista și de bucătari din cadrul lanțului Rompetrol. Ceea ce e pentru noi important, pentru că e important să avem parteneri care plasează acești tineri în condiții de siguranță și Rompetrol e un garant pentru asta și mai ales cu un pachet salarial care este bun pentru nivelul lor de educație și pentru unde sunt în acest moment în viața lor. Diana Certan, practic cum decurge această relație? Voi îi ajutați pe tineri, îi pregătiți și după care mai departe Rompetrol îi ajută să se integreze la un loc de muncă potrivit lor? Exact. În principiu, tinerii ajung la noi din direcțiile de protecție de asistență socială a copilului. Intră în programele noastre, fie în școala de meserii, fie în programul de locuire, pe care îl avem și de job coaching. Acolo avem specialiști care, la rândul lor, sunt în legătură cu angajați din RomPetrol care uh, se ocupă de partea de recrutare și în funcție de uh, profilul tânărului și de ceea ce știe să facă, uh, este uh, dus după aceea în partea de interviu și selecție, urmând ca ulterior să ajungă să fie angajat. Cam așa uh, merg, merg lucrurile și, uh, cumva, ne avem uh, experiențe și din trecut, așa încât nu văd o problemă sau provocări majore. Pa din contră, cu rompetrol avem posibilitatea că pozițiile, tipurile de poziții sunt diverse, și atunci ajungem cumva să ajutăm tinerii mai aproape de ceea ce le place lor să facă. Și lucrul ăsta e un alt beneficiu mai departe care este feedback-ul, cum se simt tinerii după ce ajung la un asemenea loc de muncă. Știi de fapt cel mai important lucru este că ei le redăm cumva demnitatea și în același timp creăm sentimentul ăsta că și eu pot, și eu pot să mă întrețin și eu pot să reușesc pe propriile picioare și, practic, în general, în programele concordii, un astfel de tânăr stă cam 2 ani, suficient timp încât să îl ajutăm cu partea de locuire, dar și, pe de altă parte, să-și pună niște bani deoparte pentru ca ulterior să meargă într-o chirie. Sau, spre exemplu, sunt și cazuri de tineri foarte, foarte dedicați, care știu foarte bine ceea ce vor și atunci îi ajutăm pe un termen mai lung și avem cazuri din istorie în care și-au pus bani deoparte și au putut să-și dea avansul pentru prima acasă. O mică garsonieră, nimic extraordinar, dar care pentru ei era acasă. Acela acasă pe care îl caută de, de o viață, știi? Bun, revenind la locul de muncă, există cumva o discriminare, există cumva o, Dificultate în integrarea acestor tineri? Sunt priviți altfel de colegi sau pornesc ei, nu știu, cu o idee preconcepută asupra propriei persoane, în modul în care acum, interacționează cu ceilalți? Da, acum cred că răspunsul este undeva la mijloc. Adică, da, sunt și situații de o discriminare, dar în același timp e important de știu că acești tineri au o stimă de sine foarte scăzută și atunci, practic, noi asta încercăm să facem, să le creștem stima de sine și să îi ajutăm să învețe cum să se poată descurca și cum să devină independenți. Pe de altă parte, știi, e foarte ușor să discriminezi sau să spui, că, să spui anumite cuvinte la adresa lor, atâta timp cât practic niciunul dintre noi nu s-a confruntat cu trauma abandonului și nu înțelege cu adevărat ce înseamnă această traumă. Trauma care duce, bineînțeles, și niște probleme de comportament care nu sunt neapărat cele mai fericită în multe contexte, dar care, atâta timp cât ai profesioniști în domeniul social lângă și pe terapeuți, cred că, în timpul, din experiența noastră, ajungi ajuns să-ți dai seama că e ceva ce, cel puțin la nivel comportamental, poate fi corectat și se poate lucra. Uh, dar uh, cred că nimeni nu discriminează cât o dată mai mult decât se, uh, decât tinerii în sine ei practic se scot din joc mult mai repede înainte de a scoate alții din joc și uh, astea sunt uh, realitățile cu care noi ne confruntăm cum ziceai și tu de vreo 30 de ani așa dar în același timp cred că din ce în ce mai mult și din cauza pandemiei, tipul acesta de programe, cum a lansat și Rompetrolul, sunt foarte, foarte relevante. Pentru că noi ceea ce vedem pe lângă faptul că la nivel educațional, din păcate, sistemul școlar nu scoate uh, tineri care să aibă cunoștințele necesare să poată descurca. Și, practic, uh, cu astfel de programe uh, și asumate la nivelul companiei, uh, ajutăm tinerii să se integreze mai ușor cred eu. Și clar, Rom Petrolul n-ar putea să facă asta de unul singur, cum nici Concordia nu poate să ajute uh, de unul singur. Și atunci, acum ne întâlnim la mijloc și împreună reușim să găsim soluții pentru ei. Diana, certan, există povești frumoase în acești ani pe care le-ai observat de tineri care uite, au avut un loc de muncă, au știut să profite de oportunitățile pe care le-ați le-ați descoperit alături de ei, iar acum sunt uh, niște uh, membri remarcabili ai comunității și uh, oameni fericiți, în primul rând. Mie îmi place să cred că sunt oameni fericiți. Despre oameni remarcabili, cred că fiecare dintre ei este remarcabil tocmai prin prisma parcursului său de viață și de unde a plecat și unde a ajuns. Și când m-a întrebat de, de, de astfel de oameni, mi-a venit în minte Filip, spre exemplu, un tânăr care a ieșit din sistemul de protecție a copilului în urmă cu doi ani, deci practic a ajuns în stradă, a stat doi ani în diverse găști de cartier și după doi ani și-a dat seama, după o bătaie cruntă, că trebuie să schimbe ceva și practic s-a întors în centrul de plasament din care a plecat și a cerut ajutorul și așa a ajuns la noi. Trei ani mai târziu, Filip acum este în echipa Concordiei, deci mai mult decât puteam spera, el a făcut cursul de, maestri, de, de ospătar la noi și l-am ajutat să devină maestru ospătar pentru noile generații. Și pentru mine el reprezintă cazul poate cel mai de succes în ideea în care acum el a ajuns în poziția în care să vrea și să-și dorească să dea înapoi ceea ce el a primit. Bun. În ceea ce privește relația voastră pe care o aveți cu, cu Rompetrol, ce ați observat? În momentul în care mergi într-o companie mare, cu niște valori bine definite, cu o echipă formată după standarde înalte, este mai ușor sau mai dificil să se integreze tinerii care vin de la organizația Concordia? Să știi că este, cred, mai ușor decât în companii mai mici, care nu neapărat au sistemul de resurse în spate care să susțină un astfel de tânăr. Și spun asta pentru că, na, Rompetrol este, o Dita mai compania, care angajează mii de, mii de oameni, ceea ce înseamnă pe de o parte și că tinerii noștri nu sunt singuri acolo unde se duc și cumva având proceduri foarte bine stabilite și rolul și responsabilități bine uh, definită, practic fiecare pune umărul și ajută într-un anume fel tânărul nostru, de la departamentul de HR până la șeful de uh, secție de, 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 de stația de pumpare spre exemplu. Da? sau uh, Și atunci e foarte important uh, lucrul acest pentru, pentru tânăr, pentru că într-adevăr simtă că are un partener de discuție și în același timp, în continuare, concordia îi rămâne aproape și practic noi suplinim partea asta emoțională și câteodată în discuții, de ce trebuie să ne osculăm la ora 5 și trebuie să fim punctual la servici, și tot așa, da. încă o dată repet că poate rolul cel mai important al Concordiei este ca acești tineri să-și păstreze locul de muncă pe un te termen lung, în așa fel încât ei să devină independenți. Diana, cum putem sprijini Organizația Umanitară Concordia? Păi, în primul rând, noi avem campanii de donații recurente și lucrul ăsta e foarte simplu, că oricine poate intra pe site și orice sumă pentru noi este importantă. De la 20 de lei la orice sumă poate fiecare să renunțe în fiecare lună. Pe noi, donațiile acestea, noi avem 80% din costurile noastre merg direct în programe. Deci noi încercăm să păstrăm un cost. Foarte, foarte scăzut pentru partea administrativă și să ducem cât mai mult către tineri. Și, spre exemplu, în perioada asta pandemică, lucrurile au fost destul de grave pentru că. Tocmai tipul acesta de tânăr a fost și primul dat afară, spre exemplu, în lockdown. Și în momentul ăla ne-am trezit cu 60 de tineri care dintr-o dată nu mai aveau un loc de muncă. Și atunci a trebuit să avem, să venim noi cu niște bani lunari până am reușit să-i și reprofesionalizăm pe niște domenii care merg mai bine și să le găsim un alt loc de muncă. Și de asta spun că orice sumă lunară pentru noi este uh, un mare, mare, mare ajutor. Și, uh, de asemenea, așteptăm oamenii la voluntariat dacă vor să petreacă timp cu tinerii noștri. Ce uh, implică aceste acțiuni de voluntariat? Păi, Uite, spre exemplu, la școala de meserie avem nevoie de voluntari care să facă și activități extrașcolare. Spre exemplu, partea de fotografie e ceva ce am văzut noi că tinerilor noștri le place să facă lucrul ăsta. O legăm și de partea asta de Instagram ca să fie mai interesantă. Sau, spre exemplu, sunt care își doresc să își ia bacalarea dintre ei și avem nevoie de tutori care să facă uh, română, spre exemplu, uh, limba română pentru baccalaureat uh, cu, cu ei și să reușească să îi ducă în punctul în care se poată să poată să-și ia examenul ăsta. Deci cu cam cu... așa. Cu alte cuvinte, i ajutat pe tot traseul să se dezvolte frumos, armonios, din toate punctele de vedere. Da, și în același timp sau spre exemplu, uite, pot organiza o ieșire cu ei împreună într-un context din asta la cinema sau ceva care nu își permit sau nu neapărat că își permit, dar poate că nu -și preferă să își ducă banii, fie să și-i pună deoparte sau spre strictul necesar în așa fel încât să le fie mai bine. Și atunci orice ieșire din asta cu ei și mai ales dacă sunt și cumva de vârstă apropiate, îi ajută să și relax relaționeze altfel. Diana Certan, mulțumesc foarte mult pentru informații, mult succes în continuare și un parteneriat cât mai lung cu Rompetrol. Super, mulțumesc frumos pentru invitație. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.